Bună, prieteni! Bine v-am găsit la un nou video aici pe canalul La Fi în Grijă cu Monica. În acest video mi-aș dori să fac împreună cu voi un look autumnal, sfârșit de vară, început de toamnă și am început acest look pentru că am cearcă în această dimineață și îmi simt ochii mai umflați prin a aplica Awakening Eye Cream de la Forever. Aceasta îmi diminuează așa un pic cearcănele și îmi dă așa o senzație de a fi trează, iar apoi am aplicat Air 3 Factor, tot de la Forever, ca și bază de hidratare. Este foarte important ceea ce aplic înainte de machiaj, pentru că în bază la cât de hidratată și curățită este pielea mea, cu atât mai bine mi se va așeza machiajul într-un mod uniform și plăcut. Eu, de asemenea, folosesc la câteva zile scrub atunci când fac duș și mă demachiez în general cu săpunul tot de la Forever. Îmi lasă pielea foarte, foarte fină și simt că mi-este pregătită a doua zi să primească așa un pic de atenție. Următorul pas pe care l-am făcut este am aplicat acest corector de ochi de la marca Poundland. Este culoarea 1 Swan. Mi-am pus un pic pe mână și apoi am luat cu acest pensul și am adăugat așa. Eu adaug și pe partea de sus a pleoapei și motivul pentru care o fac este pentru că am ochii destul de cu cearcăne, nu știu cum se cheamă altfel, așa că de aia îmi acopăr și pleoapa și plus că îmi va ajuta să am o bază la a putea mai apoi aplica farduri de ochi, dacă vrei să se vadă un pic fardul de ochi mai în culoarea pe care o are natural acolo în paletă, va fi nevoie să aplici un pic de corector. Eu mai aplic corector apoi și în anumite zone ale feței, unde văd eu că am un pic de nevoie, în lateralele nasului, un pic în zona T și un pic la obraj, dacă am anumite părți și pe bărbie. Nu aplic un fond de ten, dar aplic așa un pic ce mi-a rămas pe pensul, pentru că vreau să fie totul aranjat cum trebuie. Mai apoi am decis ca fond de ten astăzi să folosesc Fit Me de la Maybelline. Este un fond de ten care îmi place destul de mult. Este un fond de ten mai mat, nu îți rămâne fața foarte lucioasă. Mie nu-mi place pentru că în mod natural tenul meu este un ten mai gras și tind să am așa o piele mai lucidă și nu-mi place să par că m-am dat cu ulei pe față, prefer să pun ceva mai mat, dar trebuie să fii atent. Dacă vrei să pui un fond de ten mat, va trebui să-ți hidratezi bine pielea înainte și să ai grijă. Și aplic acest fond de ten tot cu același pensul, un pic peste tot, ca să fiu sigură că este aplicat bine, bine. Am folosit acest bronzer de la Poundland. Mă găsesc destul de bine cu el, nu am încercat momentan altele. Eu de obicei folosesc aceleași produse pentru o perioadă lungă. Voi încerca altele în curând, dar momentan am vrut să-l folosesc pe acesta și se potrivea pentru look-ul pe care îl fac. Nu folosesc bronzer mereu, dar am decis astăzi, pentru că este un look așa de toamnă, să folosesc așa un pic, să ai acea senzație de că soarele te-a prins așa un pic, pentru că atunci când vei aplica fond de ten, îți vei face oarecum tenul mult mai uniform și mai palid un pic. Și în mod natural noi avem zone în fața noastră care au o anumită culoare. După ce am aplicat acesta, am luat acest ruj de la Christian Dior, pentru că este roșu și nu prea folosesc eu ruj roșu în general, foarte puțin, dar eu am găsit o modalitate să îl folosesc. Îl poți folosi foarte bine ca un blush, ca să dai un pic de culoare, chiar și ca un far de ochi, eu l-am folosit. Și îl folosesc pentru să dau un pic vârful nasului și apoi să-mi dau un pic pomeții pentru a crea așa un pic un look mai natural, că sunt mai vie un pic, să nu fiu prea palidă. Mi se pare că arată destul de bine. Am pusesem cam mult pe nas, așa că am mai dat eu la o parte, dar mi se pare că creează așa o față mai naturală. Am decis să folosesc această mini paletă de ochi de la marca Poundland și am luat culoarea cea mai deschisă care era acolo în paletă. Toate aceste culori aveau un pic de micro glitter. Am decis să iau această culoare crem și să o aplic pe toată suprafața pleoapei, chiar să merg un pic și mai în sus, pentru că aceasta este baza mea. Iar apoi am luat un maro deschis și am aplicat cam pe jumătate de pleoapă. Am folosit mișcări rotatorii să aplic acolo, mai ales în partea unde se
închide ploapa oarecum și am aplicat aceasta pe amândouă părțile din pe amândouă ploapele de, normal și iar apoi am decis să iau un maro mai închis, să aplic doar așa un pic spre sfârșit pentru a crea acest degradeu așa un pic de toamnă, să fie niște culori mai de toamnă, așa să zicem. Ca să marcăm așa un pic trecerea de la vară la toamnă, am luat cu degetul culoarea aurie pe care o aveam acolo cu sclipici și am aplicat-o pe jumătate din ploapă cu degetul, pentru că mi se pare că acele culori care au mult microglitter le aplici mai ușor cu degetul. Mai apoi am luat acest creion de ochi de la Avon, este True Black. Este un creion de ten destul de ok, am decis să-l aplic și un pic pe partea de jos a ochiului pentru a crea un pic mai multă definiție și cred că aceasta este și un special atunci când porți ochelari, mai ales de miopie ca și mine, tind să ai această reflexie a ochiului că este mult mai mic decât în general și atunci mi se pare că un pic de definiție nu strică la ochi. Am luat apoi din nou bronzerul și cu un penson de definiție am luat bronzerul și am aplicat sub genele de sub ochi, în partea de jos a ochiului, pentru a da așa un pic mai multă definiție. Și apropo, acest bronzer merge să-l folosiți și ca far de ochi, mai ales în această perioadă autumnală, se potrivește perfect. Am decis să folosesc acest remel de la Avon Unlimited Lash și mi-a plăcut pentru că acesta creează o lungime foarte, foarte mare față de altele. Știu că mai am un mel de la Avon care îmi place cum îngrijește așa genele, dar acesta Unlimited Lash mi se pare că le lungește mult mai mult. Mie nu place să pară că am gene neapărat false, nenaturale, dar să fiu sinceră, genele mele sunt cam scurte și câteodată am nevoie de un pic de ajutor să pare așa un pic mai normală la ochi, nu știu. Îmi place cum îmi dă definiție. Am folosit acest rimel de sprâncene, tot de la Poundland. Îmi place momentan, numai că eu cum îl folosesc este la aplic așa un pic și dau un pic părul în direcția de mai sus ca să dea un pic mai mult volum, iar apoi folosesc un penson de sprâncene pentru a le da un pic mai multă definiție și a împrăștia acel rimel de sprâncene mai bine. Este o culoare maronie, deoarece oricum eu nu am părul negru, eu am păr castaniu natural și oricum eu acum am părul vopsit și se potrivește mai bine. Pentru buze am folosit acest ruj lichid de buze de la marca Poundland. Este un maro spre vișiniu. Am decis să aplic un picuț doar pentru că este prea închis pentru mine și apoi l-am întins cu degetul pe partea buzei. Am încercat să curăț pe locurile pe unde nu mi-a plăcut mie că s-a așezat cum mi-ar place mie, deoarece îmi place să-mi păstrez forma naturală a buzelor. Iar apoi am decis să aplic acest lip gloss, acest luciu de buze de la Maybelline Lift. Este o culoare roz și mi se pare că dă așa o definiție buzelor și chiar ia un pic din culoarea pe care am pus-o și ăsta este rezultatul final. Mie mi-a plăcut foarte mult, cred că mă avantajează și cred că se potrivește așa în perioada aceasta de toamnă. O să vă arăt mai apoi la sfârșit cum a arătat la sfârșitul zilei, dar mi-a plăcut foarte mult acest look, mai ales la ochi, a fost foarte subtil, culorile nu erau foarte, foarte pronunțate, cu toate mi-ar fi plăcut să fie un pic mai pronunțate, dar în fine, erau produse de la Poundland majoritatea și pentru cât am dat pe ele, mi se pare că au destul pigment, dar sunt sigură că ar ieși și mai bine cu un fard mult mai pigmentat, să zicem așa. Spuneți-mi mai jos dacă vă place acest look, dacă și voi câteodată când sunteți în diferite anotimpuri vă place să aveți anumite machiaje care să reflecte oarecum anotimpul, să reflecte luna în care sunteți. Câteodată mi se pare interesant să te mai joci așa un pic cu produsele de machiaj și să te inspiri un pic din natură. Și așa arată după 13-14 ore
de când mi-am făcut machiajul, eu cred că s-a menținut foarte, foarte bine. Vreau să menționez că fără să vreau decât vorba șterg pe la ochi, așa că s-a mai luat și pe față. Normal se duce un pic din fard și din fondul de ten și normal la buze cam trebuie să reaplici, nu erau niște rujuri permanente, dar aceasta a fost, mi-a plăcut, mi-a durat foarte mult și da, cam asta este totul. Vă mulțumesc că m-ați vizionat, dați like dacă v-a plăcut, scrieți mai jos dacă aveți sugerințe la alte tipuri de lucruri pe care ați dori să le vedeți aici pe canal și ne vedem în vlogul următor. Pa, prieteni!